Ce trebuie să știu despre România? România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Prezentarea din ședința de guvern a fost una offline, a fost fake sau a fost cu algoritmul funcțional? Da, într-adevăr, despre la guvern nu exprimă de fapt ce e proiectul și anume a plega părerea de multă România. Adică nu, eu nu, sistemul meu nu este un interlocutor ca noi să stăm. Bine, poate fi și acesta un canal, nu mă înțelege, și de a colegii date pe viitor. Testul de la guvern a folosit un model de AI care transcria verbal ce spunea premierul. Sigur că înțelegeți întrebarea. Eu înțeleg întrebarea. Creșterea vocală nu funcționează cum eu înțeleg întrebarea dumneavoastră și anume trebuie să fie ceva negativ. Nu înțeleg că dumneavoastră veniți din perspectiva consilierului la guvern și faceți aplicări politice. Aceste răspunsuri ar fi trebuit să fie mult mai concrete, domnule consilier, și aceste nelămuri și această discuție apare pentru că de la minister nu au nicio clarificare. Cred că am răspuns la întrebări, dar din nou, cum vă spuneam, când vine vorba despre domnule termeni și condiții, vă rog, orice feedback, când transmitem echipei. Codul sursă depinde cum definim. Când vorbim de codul ce preia textul și îl stochează și apoi îl analizează prin acest algoritm de AI care evoluează, încă nu este open source, dar putem face ca acesta să fie. Nu ne-am gândit la asta pentru că nu am considerat să impunem echipei acest lucru.